trofeul a rămas la Londra, noi o să primim o replică mai mică și mai puțin valoroasă, dar nici n-am mai contat. Trofeul avem aici cu noi pentru toată viața. Da, am crezut de la începutul turneului, am crezut de câteva luni, de fapt, marea schimbare s-a produs după câștigarea Wimbledonului, când practic ne-am deschis orizontul și am început să tratăm totul diferit, să credem că putem câștiga meciurile acestea la turneele importante. La fel a fost și la Londra. Considerăm că am avut o pregătire foarte bună în săptămânile pregătitoare și o dată ajuns acolo am reușit să jucăm un tenis bun, să fim încrezători, să fim într-o formă bună fizică. Și de la meci la meci am simțit cum jucăm mai bine, cum câștigăm punctele importante și am fost foarte concentrați și determinați să facem un tenis bun și să câștigăm și mă bucur că așa a ieșit la final. Da, e emoționant să joc împotriva lui Florin, mai ales o finală. Ne dorim să jucăm cât mai multe finale de acum înainte. Ne cunoaștem foarte bine și nu pot să tratez acest meci ca pe unul oarecare. Suntem și prieteni, ne cunoaștem foarte bine. Am jucat de multe ori în acest an, de fiecare dată meciuri foarte grele. Florin a progresat mult în ultimii ani și a ajuns deja în scurt timp un jucător foarte bun în proba de dublu. Continuă cu Bopana anul viitor, ceea ce e un lucru bun pentru ei, poate să lucreze la pentru progresul acestei echipe. Dar noi am fost foarte, foarte concentrați să executăm tactica stabilită, să fim concentrați, să nu ne lăsăm deloc nervi sau emoții negative să intre în jocul nostru și am reușit să facem asta pe toată durata meciului. A fost un vis al nostru după ce am câștigat Wimbledonul să terminăm anul pe locul 1. Wimbledonul ne-a oferit această oportunitate și am crezut că putem realiza lucrul acesta. Speram să-l realizăm mai repede, să nu ajungem să fim așa presați de puncte la Londra. Dar acestea sunt lucruri exterioare la care am încercat să ne gândim doar ca la o sursă de motivație pentru noi. În continuare am încercat să ne vedem de joc, de lovituri, de încredere, de forma fizică și am îmbunătățit câteva lucruri care nu au mers în circuitul din Asia, la turneele dinaintea Londrei și au funcționat la acest turneu. Practic tot jocul nostru s-a legat și ne bucurăm într-un fel că am obținut acest loc 1 și învingându-i direct, pentru că am jucat împotriva lor de 5 ori, am pierdut de fiecare dată în această formulă și era un pic justificat pentru noi să fim numărul 1 fără să avem o victorie împotriva lor și fost cu atât mai bucuroși să o facem într-un meci direct la turneul campionilor într-o semifinală și într-un fel ne-am demonstrat nouă că putem face lucrul acesta. S-a obișnuit Florin să învingă pe frații Brian sau frații Brian că nu au găsit antidotul împotriva lui Florin. Au fost multe răsturnări de puncte, de situații la Londra, dar noi am încercat să ne gândim doar la ce aveam noi de făcut și să facem matematica la sfârșitul turneului și a funcționat până la urmă, deci o să păstrăm aceeași concentrare și în viitor. Noi am încercat să ne concentrăm doar la ce avem de făcut pe teren și eram întrebați în fiecare zi, sunteți numărul 1? Nu mai sunteți numărul 1, acum sunt iar ei numărul 1. Dar lucrurile acestea contau mai mult pentru lumea din jurul nostru, pentru noi conta să ne odihnim bine, să ne antrenăm bine, să fim motivați la meci, sunt încrezători și practic să pregătim meciul foarte bine. Restul venea după aia. Îmi place orașul, într-adevăr. Îmi plăcea și înainte să câștig 10 meciuri anul acesta. Sau chiar 11. Da, 11.
Da, un oraș deosebit pentru mine. Am amintiri plăcute. Aveam de junior amintiri plăcute de la Londra. Anul viitor glumeam și spuneam că jucăm numai Wimbledon și turneul campionilor. Da. Dar acum urmează alte etape. Anul viitor, pentru anul viitor avem alte obiective, alte lucruri pe care ne dorim să le realizăm. Dar acum o să mă bucur de acest sfârșit de an. Urmează o perioadă de vacanță, de odihnă, o perioadă de pregătire și de-abia în acea perioadă de pregătire o să începem să discutăm lucrurile la care vrem să lucrăm pentru anul viitor. Primul nostru obiectiv și singurul care contează este să lucrăm în continuare la jocul nostru. Poate cu ajutorul unui antrenor, deși acum poate nu pare că am avea nevoie, dar trebuie să lucrăm constant la jocul nostru. Competiția e puternică și considerăm că sunt încă multe aspecte din jocul nostru care pot fi îmbunătățite. Și la fel cum am făcut de la începutul parteneriatului nostru, ne-am concentrat pe o evoluție constantă, un progres și progresul acela ne-a ajutat să ajungem astăzi unde suntem. A fost etape, au fost pași mărunți pe care i-am făcut. La fel vrem să facem și în continuare. Și bineînțeles, vrem să câștigăm al doilea titlu de Grand Slam, pe ce l-am obținut pe primul în acest an. Dar ca să facem, să îndeplinim toate aceste obiective, trebuie să ne întoarcem la lucrurile de bază, adică la antrenamente și la îmbunătățirea echipei. Abia am terminat, nu mă gândesc că încă am nevoie de câteva zile de odihnă, în care o să mă gândesc să-mi fac planul de antrenamente pentru perioada dinaintea Australiei. O să plec în Florida să mă antrenez cu Jules la o temperatură mai asemănătoare cu cea din Australia, cum am făcut-o în fiecare an, de fapt. Consider că e important să continuăm această pregătire împreună, pentru că avem și o înțelegere bună între noi, suntem prieteni. Foarte important în jocul de dublu să ai alături de tine pe teren un prieten pe care poți să bazezi și la momentele bune, dar și în momentele grele, mai ales cu sistemul acesta de scor care pune foarte multă presiune pe tine tot timpul și vrem să continuăm acest lucru care a funcționat până acum. N-am crezut că o să fiu așa emoționat să-l cunosc. S-a întâmplat imediat după ce i-am învins pe frații Brian și a venit la vestiare să ne felicite. Era în drum spre vestiarul jucătorilor de simplu, dar a trecut și pe la noi. Și a fost foarte amabil. Am făcut poze cu mulți dintre stafful nostru. Și o plăcere să îi întâlnești pe legende ale sportului. Mai mulți jucători de fotbal sau celebrități au fost prezente în lounge-ul jucătorilor și la astfel de evenimente sunt mereu prezenți și invitați sportivi de valoare și e plăcut să-i cunoști, să vezi cum sunt de aproape. Nu știu care este clasamentul și cine îl face. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Sper ca numărul fanilor de tenis să crească și datorită acestor rezultate. Sigur, au crescut foarte mult datorită Simonei, prin succesul pe care l-a avut în ultimii ani. Nu mă gândesc mai departe la cine pe locul 1 sau 2. Îmi place progresul pe care l-am avut și faptul că se acordă mai multă atenție pe tenisului, pentru că așa vin mai mulți copii la tenis, antrenorii au mai mult o bază mai mare de selecție și pot ieși alți campioni în viitor. Da? Bineînțeles, avem dreptul să sperăm la o medalie. Încă e de vreme, sunt multe luni până atunci și multe alte turnee pe care la care trebuie să ne concentrăm, dar bineînțeles, Olimpiada este un mare obiectiv pentru noi anul viitor, să fim în formă și să câștigăm o medalie acolo. Cred că avem
două șanse și la dublu și la dublu mixt. Simona la simplu, deci față de alți ani, parcă acum putem spera credibil la o medalie și sperăm să fim în formă atunci și sănătoși în primul rând. Puțin important lucrul acesta, sperăm să fim toți sănătoși la Olimpiadă și să câștigăm o medalie, mai important decât ori de apelul. Aș dori să câștig un al doilea turneu de Grand Slam, o medalie la Olimpiadă. După ce am câștigat, pentru mine Wimbledon a fost cel mai important Grand Slam. Deci dacă aș fi câștigat Roland Garrosul, mă motivam a doua zi să câștig Wimbledon. Acum, pe ce am câștigat Wimbledon, mi-a trebuit ceva timp să-mi revin după acele momente de împlinire și să mă gândesc la celelalte Grand Slam-uri. Se pare că US Open a venit prea repede, deși au fost multe săptămâni între. Dar acum m-am obișnuit puțin, văd lucrurile diferit și următorul Grand Slam e cel mai important pentru mine. O să stau puțin acasă. Miercuri plec în Danemarca să jucăm un meci demonstrativ. O să mă întorc vineri și de-abia atunci o să am o perioadă mai lungă de stat acasă și o să pot să fac mai multe lucruri. Acum o să fiu încă pe fugă o zi. Mâine avem o conferință de presă la Spitalul Județean. Este vorba despre un echipament pe care l-am donat secției care se ocupă de copii născuți prematuri. Este un lucru pe care mi l-am dorit să-l fac dinaintea Wimbledonului, să folosesc o parte din banii câștigați acolo să fac această donație. Și între timp, de atunci până acum, totul s-a materializat și mâine o voi vizita să văd exact ce s-a întâmplat acolo. Deocamdată mă joc cu copiii altora. Da, nu știu, când, nu acum. Da. Nu știu, asta o să vină probabil în timp. Deocamdată, prin evenimentele pe care le-am organizat, gen Kids Day, mi-am dat seama cât de important este să fim aproape de copii. Am fost și eu în acele momente emoționat să văd cât de entuziasmați sunt copiii să joace cu noi, să facă poze cu noi. E important pentru ei să aibă modelele lor aproape și prin acele evenimente mă gândesc mai departe cum pot să ajut mai mult.